pagina altei curs de casație și justiție, vor depune joi 9 iulie o plângere penală pe numele ministrului finanțelor Gheorghe Pogea. Această plângere vine ca urmare a declarațiilor lui Pogea, în care spunea că salariile judecătorilor vor fi reduse cu 65%, respectiv sporul de stres de 50% și cel de confidențialitate de 15%. Președintele înaltei curs de casație și justiție, Nicolae Popa, a declarat că judecătorii instanței supreme vor depune plângere penală pe numele ministrului finanțelor Gheorghe Pogea, deoarece măsura de tăiere a sporurilor contravine codului muncii. În alta curte de casație și justiție consideră că Pogea nu are dreptul să anuleze printr-o adresă acordarea sporului de 50%. Astfel, judecătorii nu doresc să ia salariile fără sporul de 50%. Primul termen al procesului va avea loc joi la Curtea de Apel București.